Salutare dragilor și bine v-am găsit la videoul cu numărul 3 din seria celor 365 de videouri. De data aceasta am ales să vă spun o poveste foarte frumoasă care mie mi-a adus foarte multă valoare în anul 2005 când am auzit-o pentru prima dată. Povestea este a unui sportiv, un sportiv cu mindset foarte ridicat, un sportiv extrem de apreciat pentru felul în care gândea și pentru felul în care răspundea la lucrurile care îi se întâmplau în viață. Acest sportiv, în timp ce se ducea la antrenament, s-a întâlnit în parcare cu un domn. Acel domn era destul de prezentabil și l-a întrebat pe sportiv dacă poate să-i acorde 5 minute. Sportivul s-a uitat la ceas și i-a spus în felul următor: am 5 minute la dispoziție, aș putea să vă acord 5 minute, însă o să vă rog să ne încadrăm doar în cele 5 minute, fiindcă în 15 minute trebuie să ajung la antrenament. Asta s-a și întâmplat, sportivul i-a acordat cele 5 minute, iar domnul a început să-i povestească despre problemele sale pe care le avea. Mai exact, acel domn avea anumite probleme de sănătate, mai exact avea cancer. Iar acel domn l-a întrebat dacă poate să-l ajute cu o sumă destul de mare de bani ca el să poată să apeleze la anumiți doctori pentru a se trata de cancer. Sportivul i-a spus în felul următor: pot să te ajut și o voi face. Pe mine mă interesează foarte mult sănătatea oamenilor, iar dacă pot să fac ceva în acest sens, te voi ajuta cu tot dragul. Spune-mi, te rog, când ai nevoie de acești bani? Iar răspunsul pe care sportivul l-a primit a fost că dacă se poate, chiar în acest moment să primească banii, ar fi excelent. Și exact așa s-a și întâmplat. Amândoi au fost la bancă, iar sportivul i-a dat domnului respectiv banii de care avea nevoie. Apoi, după ce a rezolvat această cauză, sportivul s-a dus la antrenament. Fiind foarte târziu, el a întârziat, bineînțeles, destul de mult. În momentul în care el era la vestiar, ceilalți colegi l-au întrebat de curiozitate de ce a întârziat. Iar răspunsul lui a fost foarte simplu: în timp ce parca mașina să vin la antrenament, m-am întâlnit cu un domn care mi-a povestit că are cancer și m-am întors din drum ca să pot să îl ajut cu o sumă de bani. În momentul în care colegii lui au auzit această poveste, pur și simplu i-a buvnit râsul pe toți și au râs în hohote. Au râs în hohote de el, apoi i-au spus că este un bleg și că tocmai a fost înșelat de cineva. El s-a uitat la ei și l-a întrebat: ce vreți să spune? Iar colegii tocmai i-au explicat că acel om nu are cancer și că acel om a inventat o poveste și că a încercat să-i păcălească și pe ei și pe mulți alți colegi de-a lungul timpului. În acel moment, sportivul s-a retras deoparte și a început să plângă. Și a început să plângă și a plâns și a plâns și a plâns. La un moment dat, colegii l-au întrebat: de ce plângi? El a ridicat capul și le-a spus că plânge de fericire. Colegii au fost uimiți: cum adică plângi de fericire când tu tocmai ai fost înșelat? El a spus foarte simplu: plâng de fericire, fiindcă acel caz nu există. Plâng de fericire, pentru că pe mine mă interesează sănătatea oamenilor. Plâng de fericire, fiindcă acea poveste a fost inventată și că nu este un caz real. Plâng de fericire, fiindcă acel om chiar nu are cancer. Concluzia este că sportivul a ales lucrurile cu adevărat importante în viață, pe când foarte simplu putea să aleagă lucrurile mai puțin importante, și anume să se vaită, să se plângă, pentru că tocmai a fost înșelat. În general, oamenii au de ales două părți: ori să vadă partea plină a paharului și să se bucure de viață și să accepte tot ceea ce vine către el, să fie recunoscători pentru ceea ce au, sau aleg să vadă partea goală a paharului, unde să vadă necazurile sau neajunsurile. Dacă și ție ți-a plăcut această poveste, lasă un comentariu mai jos și spune-mi ce lecție ai extras tu din această poveste.